România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vorbim despre închiderea școlilor sau rămânerea lor deschise. E o controversă și o dilemă pe care o au autoritățile din România în acest moment. Dar cred că în egală măsură trebuie să vorbim de un set de valori pe care le cântărește fiecare dintre noi. E vorba de viață, sănătate și învățătură. Cum să faci să le așezi într-o ordine potrivită pentru tine și societate? Știți deja ce se întâmplă? Mai multe orașe mari ale țării au ajuns la pragul de 6 la 1000, inclusiv Bucureștiul. În acest moment, autoritățile s-au gândit dacă nu cumva este mai bine să țină școlile deschise și să modifice din mers o hotărâre pe care singure o luaseră. Domnul Câmpeanu spune astăzi că este adeptul ideii că școlile se închid ultimele și se deschid primele. Cel mai tare în această situație mă surprinde însă că ministrul spune că nu se așteptau la această incidență de 6 la 1000. Ce spune asta despre statul român, mai ales că nu e prima dată când se ajunge la cifrele astea? Cum ajungi să ratezi un calcul de dimensiunea asta? Și mai ales, de ce schimbi din mers o decizie pe care ai luat-o în urmă cu ceva timp la rece? O schimbi la cald pentru că merge mai bine ce? În acest demers, domnul Câmpeanu nu este singur, este susținut și de medicul Alexandru Rafila, de la PSD, dar și de o parte dintre autoritățile din sănătate. Ei cer păstrarea deschisă a școlilor, deși vaccinarea este insuficientă, testare în masă nu se face, testările la întoarcere în colectivitate nu sunt gratuite. Ministrul spune că până vineri se ia o decizie. Știți, vinerea este ziua în care se stabilește pentru școală ce se întâmplă în săptămâna următoare. Ministrul spune că autoritățile calculează între beneficiile școlii fizice și riscurile la care sunt supuși copiii. Dar ce nu vor să înțeleagă autoritățile din România este că în astfel de situații nu poți să ai jumătăți de măsură. Nu poți cere școală fără vaccinare și fără testare. Și nici nu poți invoca faptul că nu merge școala online atunci când ai avut timp de acum, iată să fac 2 ani. De când ne pregătim la situația asta, da? Modelul școlii închise și deschise după rata de incidență s-a practicat peste tot în lume și a fost înlocuit treptat cu un altul, dar pe măsură ce oamenii s-au vaccinat sau statele au putut să testeze din ce în ce mai mult. De fapt, ce fac acum autoritățile din România este să supună la aceeași loterie la care au supus întreaga societate și pe copii. Pentru a păstra beneficiile care decurg din școală, își asumă că unii se pot îmbolnăvi sau, Doamne ferește, mai rău. Este, de fapt, individualismul aplicat de actuala guvernare la presiunea unei părți din societatea noastră. Îmi imaginez însă, în egală măsură, că este greu să ții copii acasă la nesfârșit. În plus, unii sunt vaccinați, sunt mari, pot să aibă grijă de ei, să-și ia măsurile corespunzătoare. Și atunci, decizia pentru aceștia este mult mai simplă. De asta și dezbaterea noastră de astăzi merge cu o grămadă de nuanțe, dar și încărcături diferite pentru fiecare dintre noi, nu? Asta e doar părerea mea. Dar vă aștept pe voi astăzi, fie că sunteți părinți, elevi, profesori, oameni care vă pricepeți la domeniul ăsta sau interesați de bunul mers al societății noastre, să vă spuneți voi părerea și să o poată auzi și autoritățile care zilele astea deliberează. Așadar, 0372069599. Credeți că școlile ar trebui să rămână deschise și după 6 îmbolnăviri la 1000 de locuitori? Ce se întâmplă în școala copilului vostru? Sunt clase care s-au închis? Sunt îmbolnăviri? Cum luați decizia de a trimite sau nu copilul la școală în condițiile actualului val pandemic, vă întreb astăzi, și desigur puteți să evaluați și activitatea celor care au grijă de copiii voștri, fie că-s miniștri sau profesori. 0372069599. Eu am vorbit destul. Nu uit să vă zic că această emisiune este și pe Facebook.
vă puteți uita și acolo, eu mai arunc câte un ochi la mesaje și le și mai rostesc pe unele dintre ele. Cristian, tu o să vorbești primul la România în direct. Salutare! Bună ziua! Sunt din Timișoara. Ratul de incidență în Timișoara a crescut peste 6 la mie săptămâna trecută. Astăzi este 7,5 sau chiar mai mult. Nu s-a luat absolut nicio decizie. Pot să fiu de acord cu faptul că școala trebuie să rămână deschisă atât timp cât se testează și la școală. Stai. Vreau să știu ce înseamnă că nu s-a luat nicio decizie. Copiii voștri merg sau nu la școală? Da. Merg la școală. Okay. Pentru că față de anul trecut nu mai ai posibilitatea de a-l ține acasă. Decizia a fost luată ca să nu se mai facă cursuri online pentru cei care aleg să nu își trimită copilul la școală și ni s-a spus că, ok, poți să nu-ți trimiți copilul la școală, dar cum își ia temele, cum își dă testele și mai departe, este treaba ta. Stai un pic să înțeleg. Deși rata a depășit de mult 6 la mie în Timișoara, autoritățile nu au aplicat propria legislație sau asta... Nu. În Timișoara se merge în continuare la școală. Păi și cum explică autoritatea locală de acolo această procedură? Nu s-a dat niciun fel de explicație. Aha. Și unde ar fi un prag potrivit așa? Ce vi s-a spus? Dom'le, dacă ajungem la, nu știu, că zilele următoare o să fie și mai rău. La 10 la mie. Ne oprim sau nu? Nu s-a dat niciun fel de explicație. Dacă mă întrebați pe mine, personal... M-am spus, pot să fiu de acord cu mersul la școală atât timp cât există și alte elemente care facilitează acest lucru. Testarea în masă, testarea la școală, ceea ce la noi nu se vrea. Sunt foarte mulți părinți care nu vor testarea la școală copiilor. Nu este în genul care să fie bine ca să nu fie rău, să zicem. Adică trimite copiii la școală, dar nimic preventiv. Nu vreau să-i testez, nu mă testez, nu mă vaccinez. Ridicăm doar din numeri. Aș înțelege în cazurile celor vaccinați. Dom'le, pot să meargă la școală. Fii atent ce spune ministrul Câmpeanu, cred că aseară, la Digi24. Sunt foarte trist. Tocmai ce am aflat răspunsul la un sondaj într-o școală din București, unde 99% dintre părinți au spus că nu sunt de acord cu testele, fie ele nazale, faringian sau extract din salivă. Băi, oameni buni, ce situație asta? Adică cum ai putea să nu fii de acord cu... Care ar fi rațiunile pentru asta? Te rog, spune-mi încă un lucru. Da. Da. Cristi, cum sunt condițiile în școală la voi? Copiii stau în bănci, masca pe față, problema este cu cât copiii mai mici, cred că cu atât e mai greu de controlat chestia asta. Copiii mei au fost învățați datorită situației să țină tot timpul masca pe față, să se spele pe mâini tot timpul și mai departe. Doar că este dificil. O să înțeleg că e dificil și pentru învățători și pentru profesori. Din păcate, ajungem la acea discuție. Și părinții trebuie să învețe că trebuie să ia măsuri preventive. Testarea, vaccinarea și mai departe. Ceea ce cei 30% vaccinați se arată că nu se înțelege lucrul ăsta. Dăm exemple că dincolo se închide școala mai ultima, dar acolo rata este peste 5%, peste 70%, și atunci, da, poți să vii cu alte măsuri. În cazul nostru, suntem ca la nivelul fiecare scapă cum poate. Dar asta e părerea mea. Dacă ar fi după tine, copilul tău ar trebui să stea acasă în condițiile actuale. Da, sunt copii care pot să aibă și alte probleme medicale, pot fi mai sensibili la anumite boli. Și da, cred că opțiunea pe care am avut-o anul trecut de a decide dacă îl trimiți sau nu și școala să fie și online era mult mai bună decât ceea ce e acum. Acum nu mai ai această opțiune. Noi ca părinți stăm acasă, dacă putem, firmele ne spun să stăm acasă, dar trimitem copiii la școală, pentru că nu există altă opțiune. Mulțumesc tare mult! Cristi de la Timișoara a fost. Asta e situația acolo. Ovidiu, ești la România în direct. Salutare! Cum crezi că ar fi bine? Ar fi bine copiii să meargă la școală, s-a dat Cătălin. Copiii să meargă la școală pentru că, din păcate, nu suntem pregătiți pentru școala online. E adevărat. Știam că vine valul 4
mâine, poimâine ne anunță că vine valul 5-6, dar nu suntem pregătiți. Spun din propria experiență, copiii noștri sunt la școală, toți patru. Când a fost fizic, au fost medii peste 9-70, toți. Când au început online, au scăzut. Ba le cădea netul, ba nu se auzea, ba se întrerupea și plus sunt copii. Distrăgea altă chestie. Și să ai patru copii online în casă, să-i stăpânești și doi profesori care trebuie să țină orele online. Voi sunteți profesori? Da. Ah, și cum ați făcut voi în situația asta? Șase oameni care erați la online? Am trimis care pe unde. Unul, ne-am luat laptopuri de la părinți. Care pe unde? Ne-a dat și școala. Am. Deci a fost teroare. Dacă se intră online, unul dintre profesori trebuie să iasă din sistem, că copiii trebuie supravegheați. Vă este mai ușor, în cazul familiei voastre, să-i aveți pe toți la școală. Dar aici te întreb... E benefic. Și benefic, da, sigur că da, nu contest asta, întreb. Dar din punct de vedere al sănătății, Ovidiu, e ok? Bănuiesc că nu sunt vaccinați copiii tăi. Nu vezi vreun pericol? Adică unde sunt mulți la un loc, cu ratele astea mari de infectare? Nu sunt mulți la un loc în școală, dar sunt foarte mulți în mall-uri. Sunt foarte mulți în parcuri, fără măști, și când erau cu izolările, tot erau mulți. Adică, zici adică tu... merg la școală, în mall-uri, se întâlnesc la o cafea, la un ceai, la o pizza, stau fără măști, povestesc. Astăzi știi că e mai greu să facă lucrul acesta, adică fără certificat și testare nu prea mai intri. Și ai putut intra în vară, când ai știut că vine valul 4. Asta vară era o incidență de 0,35 sau cât o fi fost, 0,30 de cazuri. Și sâmbătă s-a putut, la București. Sâmbătă s-a putut. La congres, asta înțeleg. Asta e situația. Deci, indiferent de ce s-ar întâmpla, crezi că e mai bine să meargă înainte? Asta vreau să înțeleg. Deci trebuie să fie fizic la școală, ca să prindă ceva, să învețe. Mm-hmm. E greu ca profesor să ai masca, să predai. Stăm cu măști. Dar online e online. Da. Te înțeleg. Plus, și părinții trebuie să meargă la serviciu, nu-i pot supraveghea. Noi cred că nu s-a conectat sau nu s-a trezit sau se trezește la 8 fără 3 minute când deschide camera... Îl vezi că el încă doarme. Da, aici ai dreptate, plus, da. Plus camera nu e obligatoriu să ai deschisă. Deci am avut elevi care nu mi-a dat camera și era pe stradă, că l-auzeam vuietul mașinilor. Și era online, dar era online. Am mai văzut asta la studenți. Înțeleg argumentele tale. Asta avem de cântărit astăzi. Mulțumesc tare mult, Ovidiu. Vreau să aud pe Anca. Cântărim între ceea ce ați auzit, adică lucrurile pe care le produce școala online, și sănătate, că și ăsta e un beneficiu. Anca, salutare! Salutare, Cătălin! Ne reauzim din nou. Am mai discutat cu tine despre subiectul ăsta în iarnă. S-a schimbat ceva? Am fost și am rămas o avocată a păstrării școlilor deschise. Am mai multe idei pe care vreau să le împărtășesc și aș vrea să te rog să ai un pic de răbdare cu mine. Eu sunt din Cluj. Vreau să precizez din start că sunt vaccinată și soțul meu este la fel. Fetița mea este la școala primară, este în clasa 1 acum. Ea merge la o școală privată, deci este o situație deosebită și excepțională. Și știu că nu toți copiii din România beneficiază de asta. La școala privată la care ea merge sunt 10 copii în clasă, sunt 250 de copii în total în școală. Și spunem cât de des îi testează. Nu îi testează, nu i-au testat niciodată. Aici la București să știi că îi și testează multe școli private, adică oamenii și-au luat măsuri de prevedere, da. Eu sunt pro și chestia aceasta. Copilul meu, fiind în clasa 1, vă dați seama, acum învață să scrie, să citească. Anul trecut, cât a fost
online. Clasa pregătitoare a fost foarte greu, pentru că copiii de vârsta aceasta au nevoie de supraveghere non-stop. Deci, practic, eu intru deja în al doilea an în care trebuie periodic luni întregi să stau acasă ca să-mi supraveghez copilul. Nu știu cine își mai permite în statul acesta, având în vedere că ne apropiem de o criză și suntem la începutul unei crize economice foarte mari, să tot plătească părinți, să stea acasă, să supravegheze copiii, pentru că școala mea, deși este particulară și facem un efort financiar în sensul ăsta și plătim școala asta, tot a fost închisă pentru că respectă reglementările pe care le dă inspectoratul școlar și așa mai departe. Cât timp copilul a fost la școală, niciodată n-a fost și n-a avut între colegii și n-a avut în școală niciun caz de copil care să aibă COVID. Singura problemă pe care am avut-o la începutul, la reluarea cursurilor în februarie, când unul dintre cadrele didactice care a fost la clasă, după o zi, după ce abia deschiseră școala, mi s-a comunicat că a fost găsită pozitiv și copiii au trebuit din nou să stea 2 săptămâni acasă online, pentru că ar fi trebuit școala să-și facă treaba și să aibă teste gratuite, deja pregătite de către Ministerul Învățământului. Să testeze atât profesorii înainte să intre la ore și la clasă și să testeze și copiii. Ok. Bun. Și în condițiile astea ești dispus să mergi mai departe indiferent de cât ajunge rata asta de mare? Adică crezi că sunt dispusă. Și hai să-ți mai spun ceva. Clujul este orașul care are cea mai mare rată de vaccinare din România. Uh-huh. În primăvară și în iunie, autoritățile astea noastre competente ne explicau la toți că, vai, ce bine o să fie, dacă o să fim toți vaccinați, toate aceste orașe vor beneficia și copiii nu vor mai sta acasă și afacerile vor merge și așa mai departe. Or, uitați că sunt județe din astea mai sărace, unde și cât timp și pe parcursul anilor nu s-a testat aproape deloc și au fost verzi tot timpul și înainte de valul ăsta 4. De vaccinat, rata de vaccinare este foarte mică în județele astea și acum din nou ele sunt pe verde pentru că nimeni nu testează, da? Și copiii care trăiesc în județul Tulcea sau Harghita sau Covasna sau mai departe au putut să meargă la școală tot timpul fără să știm de fapt câte cazuri de fapt există în efectiv în județele astea. Statală... Noi, pentru că trăim într-un oraș în care se testează, oamenii se vaccinează, adică trăim într-un centru universitar și mai departe, în continuare trebuie să plătim prețul închiderii business-urilor noastre, închiderii școlilor. Adică prețul adevărului. Cât, nu argumentez că ar trebui să ne mințim unii pe alții legat de situația asta? Nu, ar trebui să ne mințim. Ar trebui să vedem că dacă problema era atât de mare și în județele astea la alte, da, înseamnă că se blocau toate spitalele și se bloca tot sistemul medical și la fiecare val exact aceeași poveste am avut, că vai, se sfârșește lumea și vom muri cu toții. Să știți că noi, nu ca și toții. Familie, așa vaccinați, am fost toată vara asta în 4 țări diferite. Fetița a fost cu noi în 3 țări diferite. Am fost la evenimente majore, gen Electric Castle, gen Hungaroring, cu sute de mii de oameni. Și toți suntem sănătoși. În aer liber. Noi am făcut COVID. În aer liber, ok. Dar copilul meu merge la școală și zicea un om mai devreme că vai că copiii nici nu. Să știți că fetița mea e foarte conștiincioasă și știe foarte bine să-și păstreze și masca pe față și să lucreze foarte bine. E o diferență majoră între ce ai făcut tu vara asta și responsabilitatea pe care tu singur ai acordat-o copilului tău și rămasul într-o clasă unde sunt 30 de copii, vreme de 6 ore... în condițiile dintr-o școală din România. Ok, înțeleg și lucrul acesta, dar hai să facem o diferențiere și acolo unde se poate și unde există școli care pot să ofere condiții propice ca să desfășoare mai departe școala, să lăsăm copiii să meargă la școală. Aici sunt de acord cu tine. Îți mulțumesc, Anca, pentru că problemele complexe au nevoie de răspunsuri complexe. Dacă aplici o măsură gen pătură peste toată școala românească, s-ar putea să nu funcționeze. Dacă ai o clasă, cum ziceam, ca într-o școală privată, cu 10 copii mari de a 12-a, toți vaccinați, și cu profesori vaccinați, și cu loc în clasă, pe ei, de ce i-ai opri să meargă la școală? Este o observație foarte bună. În același timp, problema este în marile școli publice din România, cu mii de copii, cu 30 de copii în clasă, cu câte 2 în bancă și mai ales la vârste la care vaccinarea nu este posibilă. Aici este, de fapt, greutatea acestei probleme și avem o grămadă de exemple, cel puțin în orașul acesta în care trăim noi, că lucrurile au mers și prost, adică s-au închis clase, sunt clase cu cazuri, sunt copii care
fie au venit cu boala de acasă, fie au dus-o sau au luat-o din comunitate. În total, în România, cred că duminică erau internați 267 de copii, 21 dintre ei erau la ATI. Adică se poate întâmpla și chestiunea asta. Ioana, Alexandru, de fapt Ioana nu mai e. Alexandru, salutare! Salut, Cătălin! Eu fac parte din generația decreseilor, am 52, și știu foarte clar că în timpul școlii eram vaccinat cu Polidin sau cu ce ne vaccinau, oricum s-ar fi numit el, acel vaccin ne era făcut. Exista cabinetul școlii, existau campanii de vaccinare și personal, ca și generația mea și probabil și cei care au acum 40 de ani și peste, am fost vaccinați de zeci de ori. Nu sunt un promotor al vaccinului, nici nu sunt un anti-vaxxer, pentru că la rândul meu am fost vaccinat, am avut COVID și o complicație foarte mare la două luni distanță din cauza tromburilor ce au apărut în urma acestui COVID. N-am avut niciodată o operație, nici bolnav n-am fost. Sunt tata doi copii de peste 12 ani, ambii copii, locuim în Alba și situația este clară. O să fie permanent această controversă. Oameni care își vaccinează copiii pentru că vor să-și protejeze, oameni care îi pun să pe copiii nu își vaccinează, dar îi pun să fie disciplinați, tot timpul va fi problema opțiunii. Ideea este că una peste alta ar trebui măcar testele să fie acceptate de către toți părinții, testele, pentru că măcar știm foarte clar, avem și noi în clasa copilului cel mare o fată suspectă de COVID din nou, se știe, față, spate, stânga, dreapta, patru copii stau 8 zile izolați, dacă n-au nimic vin acasă, clasa online și așa mai departe. Dacă ar fi teste, am ști foarte clar că ceilalți nu sunt infectați și atunci ar veni la școală. Refuzul statului român, fie la nivel de autoritate locală, fie la nivel statal, să pună la dispoziție testele astea gratuite, pentru mine este unul dintre marile mistere. Nu înțeleg de ce România nu are tone de teste gratuite, care astăzi, să mă ierte Dumnezeu, sunt cât sunt? 30 de lei, nu? Alea, 35 de lei, 40 de lei maximum. Cele alea mai pe care le luăm noi cu mânuța noastră din diverse farmacii. Cu adaos comercial, pe când statul, cu puterea lui de cumpărare, poate să ia la niște prețuri. Serios, la cât am cheltuit în criza asta și la ce eforturi a făcut România, efortul ăsta ar putea să fie binevenit. Dom'le, ai la intrarea în școală un test, măcar de curiozitate ți-l faci. Sunt copii mari. Acum nu mai stau să mă uit la școala aceea, nu știu, pe care o invocat domnul ministru, unde toată lumea a zis, 100% a zis toată lumea, frate, nu vrem să-i testăm? Păi, nu știu, mie, pentru mine e de neînțeles. Da, există în țară, există această reticență, dar, repet, nu promovez nimic. Fiecare își ia opțiunea proprie pentru el, pentru familie. Ideea este că, nu înțeleg idioțenia asta a respingerii unui test, pe motiv că se bagă un băț în nas sau un gât. Pe cuvânt, în ultima instanță înțeleg că cineva nu vrea să-și vaccineze copiii sau că nu vrea să se vaccineze, asta, înțeleg. Da. Este o suspiciune clară, nu știi ce faci în tine, scuze. Dar, Dumnezeu știe de ce faci așa, telefonul meu, gata, l-am rezolvat, dar testele ar trebui să fie gratuite și impuse de către cabinetul școlar al fiecărei unități de învățământ, ca să stăm liniștiți și copiii să meargă la școală și da, sunt pentru educație, pentru că de la lipsa de educație s-a ajuns la 33% campanie împlinită de vaccinare și alte tare de comportament ale acestui popor din care cu bucurie fac parte. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. El a fost Alexandru din Alba. Cele mai mari țări europene continuă politica aceasta prin care zic ținem școala deschisă, da? Și aici vorbesc de Franța, Marea Britanie și Germania, țări care însă au vaccinat mult, mult, mult peste România și au indici mari de, cum să zic, de reușită în chestiunea asta. Franța se gândește sau aplică parțial o trecere în online pentru liceu, un sistem hibrid, dacă numărul cazurilor devine prea mare. E un sistem pe care și România îl ia în calcul,
zilele astea, zice ministrul Câmpeanu, sunt două variante pe care le studiază și vom vedea la care dintre ele se va ajunge vineri, da? Hai să vedem ce zice Cristina. Salut! Bună ziua, Cătălin! Salut! Eu sunt pro-mers la școală, dar din păcate nu în condițiile actuale. Adică cum? Adică nu ești pro-mers la școală? Ba, da, îmi doresc ca cei doi copii ai mei să meargă la școală în continuare, dar în condiții de siguranță. Nu în condițiile în care cazurile de COVID nu se raportează la școală și copiii stau acasă, deși se află... Cum adică nu se raportează la școală? Adică, ce vrei să spui? Fica mea are în clasă doi copii, care cel mai probabil sunt pozitivi pentru că lipsesc de mai mult de o săptămână și care spun diverse variante... de motivează sub diverse forme lipsa lor de la școală. Nu, adică lumea nu spune adevărul. Nu spune, domnule, exact, s-a îmbolnăvit, lumea... aveți grijă de copiii voștri. Ăsta e un lucru foarte grav pentru comunitate. Am auzit și eu de o clasă de la o școală din București cu același lucru, unde sunt 5 cazuri de copii care lipsesc de la școală din motive nedeclarate. Asta, exact. Asta este o greșeală în comunitate și o lipsă de respect față de oamenii cu care te însoțești la un drum atât de lung. Bineînțeles. Iar problema cu fără testare pentru copii este generalizată. Confirm că și în clasa fetiței mele tot la fel se întâmplă. Cel puțin 80% dintre părinți n-ar fi de acord să-și testeze copiii, dar își doresc ca acestea să participe fizic la orele de la școală. Ce vârstă au copiii? 12-13 ani. Și refuzul testării este dat de ce anume? Nu pot să înțeleg acest refuz. Chiar nu pot. Refuză vehement testarea, vaccinarea, scriu expres pe acele fișe medicale că eu nu sunt de acord să mi se testeze copiii, să mi se vaccineze. Am înțeles de ce poți refuza vaccinul. Am înțeles. Și eu. Dar da, cred că fiecare dintre noi a făcut teste din astea rapide, nu știu, de ne-am plictisit de ele. Adică nu e nicio dramă într-un test rapid. Poate am făcut noi cei care suntem preocupați de aceste aspecte. Poate sunt alții care iau în derâdere acest COVID și ca atare nu testează sau nu... Și atunci, încă o dată, care-i responsabilitatea școlii și a statului român? Doar să ia notă de refuzul acesta sau să ducă o parte de muncă? Eu zic că trebuie să duc o parte din muncă și practic să condiționeze mersul la școală în condiții normale de aceste teste. Pentru că nu e normal să piardă toți copiii. Copilul meu, de exemplu, este vaccinat. Eu am ales să-l vaccinez pentru protecția ei și ca să poată duce o viață normală, cât de mult se poate în condițiile astea. Spune-mi în felul... De unde suni? Din București. Mă rog, uite, pentru bucureșteni se ia decizia, până vineri aflăm dacă rata va fi mai mare și sigur va fi mai mare de 6 la 1000. Cum ar trebui, din punctul tău de vedere, să fie corect de săptămâna viitoare? Corect ar fi să se întrerupă, cel puțin pentru o perioadă, să vedem cum evoluează lucrurile. Eu chiar îl urmăresc cu interes pe domnul Jurma și am văzut toate predicțiile dânsului care, din păcate, s-au adeverit. Dar se pare că autoritățile n-au crezut că se va atinge acest prag de 6 la 1000, ele stabilindu-l pur și simplu ipotetic, așa. Spune domnul Câmpeanu că nu ne-am gândit că se va ajunge. Cum nu ne-am gândit exact că se va ajunge? Da. Ce vorbă e asta că nu ne-am gândit? Dar la ce v-ați gândit? Da, nu, din păcate se gândesc numai la propriile interese și... Da, nu știu care e interesul lui acum, dar am să explic o situație. Îți mulțumesc tare mult, Cristina, spor la treabă. Situația e în felul următor, v-am spus-o și ieri. Sunt oameni care lucrează la vârful acestui stat, care au pregătire medicală și vin și propun un anumit tip de soluții. Pe aceste soluții intervin politicienii. Și politicienii iau soluții care se potrivesc și cu sondajele și cu opinia publică generală, că asta face un politician în general. Dom'le, decide într-un sens sau într-altul pe baza informațiilor pe care le primește. Sigur că din punct de vedere al sănătății ar fi mai simplu să închidă. Pe de altă parte,
ei hotărăsc în altă zonă. De ce? Pentru că așa a fost de fapt, și să recunoaștem acest lucru, întreaga politică a României în această perioadă. Exact cum a descris-o Cristian la început, pentru că suntem o țară în care individualismul plesnește, fiecare face ce poate, adică scapă cine poate. Asta a fost politica aplicată de statul român, calculând sau necalculând câteva zeci, sute, mii de victime în chestiunea asta, dar a încercat să păstreze societatea funcțională la un anumit nivel. O să piară unii, o să se îmbolnăvească, precum Alexandru mai devreme din Alba, da, o să facă trombi, nicio problemă, mergem mai departe. Raluca, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Eu sunt medic și mă scoate din minți discuția asta. Știți de ce am ajuns aici? Nu politicienii, de ce dăm vina doar pe ei? Noi ăștia care... Bă, eu evident m-am vaccinat, am avut și COVID înainte, foarte nasol. Copilul abia a făcut 12 ani, n-am apucat să vaccinez. Este online pentru că are niște pozitivi în clasă. Iar să vă explic de ce nu spune lumea că-s pozitiv. Că le e rușine. E ca atunci când fiic ne-a avut păduc. Cu toată rușinea am zis, dar au râs de mine jumătate de an. Păi, da, să știi că păi, ar trebui să purtăm o dezbatere despre păduchii din școlile din România. Sunt o grămadă de școli din București care sunt pline de păduchi. Nu-i rușine, am dat-o cu gaz până la urmă, apropo, dar trecem. Deci, oamenilor le este rușine să recunoască pentru că, în primul rând, nu mi se întâmplă mie, nu există COVID, nu mă vaccinez că îmi bagă ceva. Pe bune, nu, serios, 5G, 6G, 7G, eu sunt orelist. Este foarte greu să te uiți în gâtul cuiva care stușește, n-aș de gândești, oare are COVID și ăsta? Da, cei mai mulți au. Și eu nu lucrez în secție de COVID, dar colegii noștri care stau toată ziua mascați, vă dați seama ce înseamnă pentru noi să aud eu nu mă vaccinez, să aud eu nu mă testez? Pentru noi este crimă. Intră într-o unitate medicală, primul gest pe care face pacientul, nu o președinte, pacientul obișnuit, își scoate masca, că știți ce, nu respir. Îmi pui mie, care stau toată ziua mascată, pe bune, unul mi-a zis, când ai să-și pună masca, deci avea masca la cot și el zice, domnule, pune-ți masca pe față. Și zice, îmi zice mie, jos guvernul. Serios? Nu, îmi spui mie? Deci, aș fi de râs, da, mi se întâmplă situații reale. Eu râd, cu Raluca ne-am mai întâlnit la această emisiune. Da, chiar la ora asta la volan și pot să vorbesc. Chiar îți recomand să ții o pagină de Facebook cu ceea ce întâlnești, pentru că multă lume ar avea de învățat. Asta cu jos guvernul sau ce sloganuri avem, coronavirusul nu se uită la sloganuri, nu e interesat. Nu, știi ce mâini avem noi când stăm cu două perechi de mănuși, când stai în halat așa și te uiți așa și nu respiri când te uiți în gât, că în orele trebuie să te uiți în niște locuri cam dificile, nu respiri că ți saburești toate celea. Și lumea zice că știi să nu pun masca că mi se saburește, nu mai pot eu. Iar eu, dacă aș fi după mine, aș impune obligativitatea vaccinării la toată lumea care lucrează cu publicul. Toată lumea. Poate să mă întrebi acum, o să-mi iau niște hateri, vorba fetiței mele, de peste tot. Cate didactice, că personal medical, cei care lucrează în mall-uri, peste tot. Și da, la școală, da, e bun, bineînțeles că eu vreau și eu să meargă la școală, dar la școală mai respectă niște reguli. Și da, sunt mulți în mall. Dar de ce sunt mulți? Pentru că ți-e frică ție ca vânzător, sau mă rog, să nu pierzi clientul, îi spui că îi vrea, pune domnule masca, așa sunt la tine, dă-și un pumn. Așa se întâmplă. Adică eu dacă îi spun la unuia, puneți masca, îndrăznesc să o spun în spital, dar pe stradă mă tem. Era să mă scoată cu paza din Kaufland, dar cu un an jumate, eram obosită, adevărat, și m-am trezit vorbind, că da, e greu și pentru noi, și au venit, m-am colorat 4 gealați. Acum, eu nu sunt mic așa, dar ăștia erau de 2 metri. Și m-am trezit că, vai de mine, o ajunge la Ziaș nu pentru chestiile bune. Mm. Da. Da, adică, serios. Din cauza oamenilor am ajuns unde sunt. Pentru că nu se vaccinează. Ai spus că ne sunt din Suceava? Nu am zis, am uitat, din Iași sunt. Din Iași. Ce rată de infectare e la voi? Sau ai idee? Parcă ieri seara era 3,59, nu mai știu exact. Dacă trece, ca să tragem o concluzie, dacă trece de 6 la 1000, cum ar trebui să fie școala la voi? Evident. Și mulțumesc Dumnezeu că mi-am permis să iau laptop copilului meu. Și știu că sunt oameni care nu-și permit. Aici aș trebui să facă ceva primăriile. Că eu știu ce aș face dacă aș fi primar. Apropo, să mă înjure Chirica, dar asta e. Eu știu ce aș face. Dar nu mă bag, că iau bătaie, după cum vedeți, am o gură mare. Însă mă deranjează că oamenii înșiși așteaptă să li se dea, să li se facă. Nu. Totul pornește și de jos. Că degeaba intru eu la film, că n-am mers și la film, peste tot ne-am protejat tot timpul cu mască. Am fost în Grecia în excursie. Numai noi două eram cu mască. Da. Și să aveți grijă la greci când intrăm să vă puneți totuși mască. Pe bune,
Noi două am stat așa 24 de ore că am mers cu autobuz până mai departe, numai cu mască și numai noi două. Am remarcat acest lucru. Mulțumesc, Raluca. Ascultați România în direct. Mai devreme mi-a scris un profesor dintr-un liceu bucureștean și spune în felul următor că și la ei s-au cerut testări. S-au dat inițial 50 de teste de undeva, după care s-au luat, după care profesorii au cerut și ei teste rapide să se testeze. Îmi dau seama cât de greu le este acestor oameni când vin la ore și se întâlnesc într-o sală cu zeci și zeci de suflete care respiră, cu care respiră același aer. Și nici profesorilor nu li se pun la dispoziție aceste teste. Cristian, salut! Alo, bună! Cristian din Arată. Bine ai venit! Sunt tată la 4 copii, 3 dintre ei la școală, iar cel mare e într-o clasă în care suntem în online din cauza unor cazuri pozitive. Copilul meu a fost depistat și el pozitiv acum, aseară. Legat de întrebarea noastră dacă a trebuit școala online să funcționeze sau fizic, cred că ar trebui online. Adică ceea ce a făcut și ceea ce s-a întâmplat în acest val 4, cred că a fost o ruletă rusească, efectiv. Cine se îmbolnăvește primul și restul poate o șansă să scape. Am o curiozitate. Cristi, am o curiozitate. Deci ai un copil mare care e pozitiv în momentul ăsta și ai spus că sunteți măcar 6 oameni în casă, dacă aveți 4 copii. Cum faceți acum cu un copil pozitiv în casă să reușiți să vă păziți voi, restul, adulții, ceilalți copii? Bun, cel mare este în camera lui și încercăm să păstrăm contactul minim care se poate cu el. Așa, dar sunt conștient că cu varianta Delta șansele să scăpăm sunt mici sau spre zero. Facem test rapide, suntem carantinați, în afară de părinți care suntem vaccinați, dar nu cred că în momentul în care ești într-o casă sau într-o clasă sau într-un spațiu închis cu o persoană pozitivă, cu varianta Delta, cred că e undeva la șanse de 60% să te infectezi. Cum ai idee cum a luat copilul tău boala? A luat-o de la școală sau infecția de la școală sau de... Nu vreau să fac acuzații sau ceva. Da, nu, e o acuzație, nu. Era eu cred, da, deci unul la mână, nu cred. Adică mie, ca părinte, mi-este greu să le impun copiilor să poartă mască tot timpul. Dacă mă întrebați să vine fără să știu cazul exact sau nu, nu cred că într-o clasă de 24 sau 25 de copii toată lumea poartă mască sau poartă corespunzător. Așa, nu vreau să fac doi. Copilul cel mare l-am învățat în acesta să meargă cu tramvaiul din considerente logistice. Nu vreți să știți cum arată un mijloc de transport în comun la oră de vârf. Da, bă, știu. Mă rog, știu despre metrou, că pe ăla l-am mai folosit eu, da. Exact. Deci, dar revenind la școala online, toată lumea acuză și tot. Eu am avut norocul ca, la copiii mei, să fie la o școală foarte bună din Arad, unde online chiar a fost bine pregătit. Adică am avut o vară întreagă în care am știut că vine valul 4, am avut 3-4 luni la dispoziție, în care puteam să pregătim cadrele didactice, puteam să pregătim programa, puteam să pregătim totul încât lucrurile să fie în o oarecare normalitate. E clar că copilul nu va termina după școala online decât cu 70-80% din informații, dar în clasa copiilor mei, dacă copilul și-a închis, regula era simplă. La oră toată lumea cu camera deschisă. Ai camera închisă, ești absent. Asta era regula în școală. În momentul în care aveai o problemă de sonor sau ceva, diriginta automat trimitea mesaje părinților, atenție, probleme de conectare, probleme nu se aude, adică eram tot timpul în contact. Bineînțeles, este un efort deosebit din partea cadrelor didactice să facă chestia asta și noi ca părinți să putem să-i supraveghem și să-i ajutăm. Dar cred că se poate. Faptul că am făcut școală hibrid sau ce am auzit în alte clase sau alte școli unde se trimiteau fișe și copilul trebuia să o facă acasă sau nu intrau profesorii decât o dată sau de două ori pe zi la ore, mi se pare inacceptabil. Adică cred că ține de cum organizăm. Nu a fost o surpriză că vine valul. Nu a fost o surpriză că vor fi probleme. Faptul că ridici
și lași la asemenea rată de vaccinare, la asemenea rată de infecție copiii, deci credeți-mă, ieri când am fost cu copilul la urgențe, în fiecare 10 minute era o ambulanță. Cifrele acestea de 6 la 1000, 3 la 1000, 2 la 1000, 2 la 1000, nu cred că sunt relevante. Cred că relevant ar fi câte locuri în spitale avem. Avem capacitatea să tratăm. Nu avem capacitatea să facem o pauză sau luăm măsurile astfel încât să nu ajungem acolo. Discutăm de niște cifre, discutăm de niște valori care momentan ne uităm și în fiecare zi vedem că sunt noi recorduri. Dar nu facem nimic. De ce să nu testezi în școală? De ce? Mie mi s-ar părea absolut normal. E o instituție publică unde accesul trebuie făcut pe baza unor norme. Da, testăm aleatoriu. În fiecare clasă, cel puțin unul sau doi se fie testat zilnic. Nu mi se pare normal ca virulă, copilul meu să fie expus unui risc de a merge la școală. Și să mă rog ca să nu fie el primul. Mulțumesc mult, Cristian din Arad. Uneori mă întreb de ce autoritățile din România nu pot fi atât de raționale și aplicate precum ascultătorii noștri. Vedeți, aici s-au rostit întreaga oră lucruri de bun simț pe care noi le așteptăm și care puteau fi făcute. Despre asta e vorba. Nu poți schimba reguli din mers și nu poți să fii tot timpul nepregătit pentru o situație care știi că vine peste tine, care nu mai este ipotetică. Cred, încă o dată, că acest guvern s-a făcut de râs și este unul dintre cele mai șubre de ajunse într-o situație pe care poate numai săptămâna viitoare o vom putea rezolvată. Această criză politică în care ne-ați târât pe toți a dus la niște decizii inepte și învârtite în toate părțile, care astăzi costă pe foarte multă lume. Poate mai aveți o șansă să vă reveniți. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.